A plătit 90.000 de dolari și a rămas mutilată pe viață. Este povestea unei profesoare românce care s-a operat la New York, nu într-un spital de la noi, în plină intervenție de modificare a osaturii feței. Dispozitivul care a fost implantat în mandibulă s-a rupt. A aflat după câteva luni de dureri insuportabile. Când a văzut radiografiile, a avut un șoc. Acum dă în judecată atât medicul din Statele Unite, cât și firma producătoare din Germania. Sunt nevoită de cel puțin 2 ani, 2 ani și jumătate să trăiesc un coșmar, da? Al cărui capăt eu nu-l mai văd. Eu nu-l mai văd pentru că... Aura Darabă are 48 de ani și a rămas mutilată pe viață. E profesor cercetător la Iowa State University. În urmă cu 2 ani a suferit o intervenție la mandibulă într-un spital din New York. Operația a durat 7 ore și jumătate, iar medicii au spus că totul a decurs perfect. Fața mea era umflată, eram la nivelul... cred că unei mici de fotbal, dacă nu mai mare, cu echimoze. Asta a fost în primele 3 săptămâni. Apoi au început să apară durerile. Aura a început să ceară și alte opinii medicale. Vestea a fost unde am crezut că am să mor și am să leșin în cabinetul respectiv. Când a văzut radiografiile, a avut un șoc. Fața îi era distrusă pe viață. Nu puteam să-mi închipui că ceea ce văd este realitatea. O bucată de șurub urcase până în sinusuri. El a fost undeva catapultat în sinus, undeva în zona de, spre ochi și tâmplă. Am dureri în ochi, am dureri în tâmplă și am dureri în zona de sinus. Operația a costat-o 90.000 de dolari. Acum vrea să-și recupereze banii și pentru asta și-a angajat un avocat. Un reprezentant al firmei din Germania s-a aflat exact în sala de operație pentru a da indicații doctorului cum să opereze pe acel tip de procedură și pe acel tip de echipament. Avocații au suspiciuni că un întreg lot de dispozitive medicale ar fi fost compromis, dar nu înțeleg de ce medicii din Statele Unite ale Americii au păstrat tăcerea. Niciun fel de incident nu a fost raportat în fișa medicală, fiindcă în America, dacă un asemenea lucru s-ar fi întâmplat și era raportat în fișa medicală, lucrurile ar fi stat altfel și probabil ar fi intrat pe fir inclusiv organele de urmărire penală. O să le cer ceea ce cred că este moral să-mi dea. Procesul va fi intentat în România.